Din cauza precipitațiilor abundente, o parte din versantul de pe marginea șoselei care ocolește stațiunea Călimănești s-a surpat în luna aprilie a anului trecut. În zonă se circulă pe un sens, iar șoferii sunt nevoiți să stea la semafor. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că au fost prevăzute fonduri pentru consolidarea drumului și că a fost demarată procedura de achiziție pentru servicii de proiectare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție. Până la data de 5 februarie 2024 au depus ofertă 9 firme, iar Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere urmează să anunțe cine va executa lucrările de proiectare și consolidare a drumului. Astfel, la o primă estimare, lucrările pe DN7CC nu vor începe mai devreme de luna aprilie a acestui an. Probleme sunt și pe raza orașului Horezu, pe drumul național 67. De aproape un an, drumul este afectat de o surpare de teren. În zonă nu s-a intervenit până în acest moment. Reprezentanții CNAIR nu au precizat dacă au fost alocate fonduri în acest an pentru consolidări.